Evident că avem de comentat ceea ce s-a petrecut aseară în Giulești. Meme Stoica, salut. Viorel Moldovan, salut. Salutare. Cred că te apucă râsul la o fază de asta, Vio. Adică mă gândesc, ce naiba să mai zici? Adică, da, per total meritat Cluj victoria, controla jocul în totalitate. Bun, dar într-adevăr să primești un astfel uitați-vă de la gol, Dică, un tonto gol, cum spun italienii. Da, nu știu ce au vrut să facă, să pună pătura pe ea, nu știu, au să o acopere cu corp. Și dacă stătea în picioare și o aștepta, o culegea, o lua în brațe, așa a vrut să sară pe minge, care mingea a sărit în poartă după aceea din pieptul lui. Da, se întâmplă astfel de gafe până la urmă. Ferească Dumnezeu. Da, sunt trei puncte importante pentru Cluj. Da, pentru Cluj. Economia clasamentului, fac 26 de puncte, se îndepărtează din nou de zona retrogradării, de zona de baraj. Vom vedea ce va face peste puțin timp Voluntari împotriva Petrolului. Joacă pe teren propriu Voluntari. Este într-o poziție mai complicată acolo, la un punct de Chindia, care este pe loc de baraj. Da. Până la urmă, victorie muncită și corectă pentru Cluj. Da. Meme? Portar de... Am avut 31 de ani, care a apărat în ligile inferioare și care n-a mai apărat de anul trecut. Se întâmplă și la case mai mari. Am văzut portari uriași care au comis greșeli asemănătoare. Mă gândesc doar la acel 2-5 Liverpool-Real Madrid, cu amândoi la interval de câteva minute, Courtois și Alisson, gafe mai mari decât cea lui Croitor, așa ce să facem, se întâmplă. Cum să spun, bineînțeles că râsul lui Nicolae, adică era forțat, e ceva de genul că asta nu ne mai exact. Lipsea nouă, după ce că oricum erau... Eu nu vedeam să câștige Universitatea Cluj. Nu? Chiar dacă... Da, cu dominarea aia. Tu zici dacă nu apărea faza asta. Adică vedeam la Universitatea Cluj un jucător pe care îl văd meci de meci și parcă îl revăd pe cel din tinerețe, poate mai bun și parcă aleargă mai mult Kipciu, care spui, pe tot terenul. Este ceva ieșit din comun. Nu, și am văzut... nu știu dacă ați văzut pe la începutul meciului, a dat la un moment dat la un 2, nu i-a venit mingea bine și ce mult se agită, era ofticat că putea să iasă ceva din faza aia. Senzațional. Cred că el a reaprins spiritul Șepcilor Roșii. Nu cred. Sunt convins că așa este. Nu cred că fără Kipciu avea vreo șansă să se salveze. Așa, cred că ies din zona... Da, nu știu dacă definitiv, că acolo se poate întâmpla orice, dar... Aici sunt patru meciuri. Sunt patru meciuri, dar uite, în baraj poate să intre oricare echipă, chiar și una din primele. Poți să ai un Cluj-Dinamo. Din nou la baraj. Păi ce, ți se pare? Adică nu e imposibil. Rematch. Nu e o chestie imposibilă. Da. Ok, Meme. Ai cuvântul. Nu sunt prea multe de spus. Eu am început meseria asta în 92 și am avut, să spun, nefericită oportunitate, mai degrabă fericită oportunitate de a merge cu oțelul la Bistrița și a fi arbitrat. Asta a făcut Vio. Da. Nu. Tocmai cu Bistrița ai început. Și Ghinion. Mi-am construit apărarea. Eu eram acolo, nu cred că eram plecat. Așa e bine. Mă bucur că a scăpat. Nu mai vreau să fii supărat și pe mine. Dar nu eram nici măcar pe cineva de la Bistrița supărat. Că la meciul am avut un meci în care era arbitrat de celebru Ioan Velea, zis Pelican. Celebru Velea, chiar. Și a scăpat cornea, vârful nostru de pe vremea aia, a scăpat singur de la centru terenului, nu s-a prins nimeni să ridice, era pe mâna unui arbitru asistent care era corect chiar și în deplasările astea, Valentin Titorov, doctorul Titorov, nu știu dacă mai trăiește, sper să trăiască. A scăpat cornea și
A marcat, l-a driblat pe Câmpeanu și a marcat. După care a început asediu. N-am crezut vreodată că după mai bine de 30 de ani văd ceva mai rău. Atunci la Bisa nu se televiza. Mă rog, a fost un penalti, au câștigat 2-1 cu un penalti, Zegrean a centrat, Tofan a luat mingea pe piept, Velea a dictat lovitorul de pedeapsă, Mironaș a transformat, Dumnezeu să-l ierte, și chiar eu atunci colaboram și la ziarul Ora și trebuia să scriu eu cronica de meci. Frumos. A, se întâmpla, deci aveam și atunci ceva de genul, cu o colaborare de genul ăsta. Și am scris că Mironaș a marcat de la prima încercare. Gândindu-mă că putea să dicteze repetare. Ca după aia la o masă la Craiova Maxima, Velea să se laude că el chiar avea de gând să dicteze repetare, să spună că a intrat un jucător în careu, chiar dacă nu intra, la care marele Ilie Balaș, că vorbesc tot de oameni dispăruți, i-a spus, ridică-te și pleacă de aici, ți-e rușine. Păi ăsta, Chiose, era Aurică Țicleanu era la noi. Bă, Chiose a fost coleg cu noi, nu ți-e rușine să vii să spui că îți bați joc de munca unor fotbaliști, dă-i drumul de aici. Ăsta era Ilie Balaci. E, ce ar trebui să îi se spună acestui feșnic acum? Și nu numai lui, ci și lui Onea. Pentru că m-am întâlnit toată cu Onea întâmplător în oraș și aveam așa o compasiune pentru că îl vedeam, i-am văzut operația la genunchi. Păi cum am vine după operație? Coman a revenit în formă după 2 ani de zile și jumătate aproape, pentru că a fost accidentat de un sălbatic în Serbia. Iar tu, Onea, ție nu ți-e rușine că ești fotbalist și nu ești un fotbalist dur, să vii să-i pui în pericol cariera unui fotbalist de care fotbalul românesc are nevoie, echipa națională are nevoie. Și dacă nu avea nevoie. Și chiar dacă nu avea nevoie, putea să fie oricine, putea să fie băiatul cuiva care trebuie să joace într-o echipă că taicuțul dă bani. Păi n-ai cum să faci așa ceva, Onea. N-ai cum, că tocmai vii din asta este nu brutalitate. Asta este numai un animal poate să facă așa ceva. Ba da, nu. Numai un animal poate să facă așa ceva, pentru că aici nu este o călcătură cum a fost a lui Iordache, că se întâmplă să calci. O, iei roșu, nu e roșu, îi pui în pericol în integritatea corporală a lui companiu. E adevărat, dar se întâmplă. Dragoș Grigore. Aici Iordache. Pardon, Grigore. Dar asta nu se face niciodată. Atacul ăsta la intimidare nu se face niciodată. N-ai voie să faci așa ceva. Mutu își puseze mâinile în cap că știa că e roșu. Toată lumea știa că e roșu. Și ce face feșnic? Dă galben lui Onea și galben lui Omrani. Da. De pe bancă. Așa soluționează. Știi ce mi problema? Se pare mie foarte, foarte interesant la faza asta, dincolo de că e o brutalitate teribilă. Și aici vreau să-l întreb pe Vio. Vio, tu ai jucat în Giulești. Ai avut și colegi mai tineri. Poate Giuleștiul să te... Uitați-vă la mutul cum se manifestă. Da, nu, e evident. Poate Giuleștiul să te facă să... Și mai ales dacă ești tânăr și nu știi să faci chestii de astea. Poate să te ducă în starea asta să mai ales la un meci cu FCSB, să comiți o tâmpenie de asta. Eu o consider o tâmpenie. Eu nu l-am mai văzut pe Onea intrând așa. Păi, da, normal. Există posibilitatea să ai ai adrenalina foarte ridicată la un nivel foarte înalt și să-ți pierzi echilibru și să, din păcate, să ieși în decor cu astfel de intrări. Există această situație, mai ales la tinerii jucători, din elan, suporterii, tot ceea ce se creează în jurul unui meci împotriva FCSB-ului, da, poate să-ți da peste cap biorismul. Există scuze pentru așa ceva? Nu. Nu e... Asta are un metru și un zâmbet, că vorbeam de Vinnie Jones, că arătam într-o emisiune anterioară niște intrări de ale lui Vinnie Jones la Roy Keane și la Eric Cantona. Vinnie Jones era un animal, dar tu nu te poți comporta ca un animal, Onea. N-ai voie să faci așa ceva. Păi, pentru că tu ești un micuț care vrei să joci fotbal și ai ceva calități. Cum să intri așa cu sălbăticia asta? Și-a cum să faci așa ceva? Acolo. Iar tu, feșnic, cum să ai neobrăzarea să treci peste așa ceva? Și vă mai spun ceva mai grav. Vidica nu-l cheamă la VAR, că îi se pare lui Vidica că e un atac de cartonaș galben, probabil.
și l-o fi și Vidican ăsta. Dar ce face după aia Feșnic? De fapt, ce fac ăștia doi? Dragoș Grigore îl calcă pe Companio, trece cu vederea, măcar nu se uita la Companio, marele Feșnic. Nu era mare problemă ce s-a întâmplat cu Companio, îl lovește și pe anul. Iar după aia ce cresile? Apare pe tabela de marcaj a stadionului verificare VAR, posibil cartonaj roșu. Ce credeți? Nu se duce Feșnic să vadă. Pe cum adică verificare? S-a verificat singur? S-a verificat singur Vidican. Și a zis că Vidican... S-a autosesizat Vidican și după aia s-a automustrat Vidican. Băi, Vidicane, prost mai ești, bă, cum să fie posibil cartonaș roșu? E galben în toată seara asta. Frumoasă, giureșteană. Se poate așa ceva? Este odios. De ce? Pentru că meciul ăsta... Am spus zi de zi înainte de meciul ăsta, vor fi brutalități, va fi masacru, va fi măcel. Ce cuvinte să folosesc? Am un lexic destul de bogat. Și cu toate astea, oamenii n-au avut nicio reținere. Au făcut măcel. Și tu crezi că măcelul ăsta este ca să ce? Adică, ok, faci măcelul, da? Și este evident, toată lumea a spus, dom'le, două cartonașe roșii în prima repriză. Tu nu vezi că... Care este finalitatea? Și vreau și eu să vedem faza din minutul 43. Intrarea lui Albu la Coman. Uitați-vă la intrarea asta, uitați-vă la Feșnic. Dă din cap! Dă din cap, Feșnic! Dă din cap! Vede faza, dă din cap! Uitați-vă la el! Uitați-vă la ce fault e ăsta. Da. Nu dă cartonaș galben. Nu dă cartonaș galben. Dar asta te întreb. Și ce urmărește? Adică, hai să o luăm. Păi știi ce urmărește? Spune imediat ce urmărește. Dar aș mai vrea să mai vedem o fază din minutul 83, parcă când Onea, același atlet perfect Onea, îi sare în cap lui Omrani. Este un penalti evident. Onea îi sare în cap lui Omrani, aflat în aer. Este penalti evident. Nu vrea să dea penalti. Ok. Bun. Și acum o să ajung la faza care pentru mine a fost cea mai importantă din tot meciul. 94 și ceva. O avem faza? Nu. Că oricum nu o avem pentru că n-ar avea nicio relevanță. Eu am văzut gesturile și gesturile mi-au fost suficiente. Și sper să existe o filmare unde să văd exact gestul. E... O centrare a lui Octavian Popescu. Din partea stângă, Tam trimite mingea cu capul într-un adversar și mingea iese în corner, evident pentru toată lumea. Avram dă să arate corner, iar Feșnic îi face semn cu mâna. Nu, las-o au de poartă că se termină meciul. Uh-huh. Ce se putea întâmpla? Nu putea să dăm două goluri într-o singură fază. Putea să dăm un gol. La cum eram noi, era clar că nu o să dăm niciodată. Poate că nici din penalte. Poate de aia nici n-a dat Feșnic ca să nu ne încarce emoțional, că se gândea că ratează Radunovic. Nu mai era compania în teren. Eu n-am de unde să știu ce gândire au, dar știu doar atât. Că acest arbitraj ne-a scos definitiv și irevocabil, în opinia mea, bineînțeles, din lupta pentru titlu. Da. Pentru că un rezultat de egalitate ne putea aduce la un rezultat pozitiv în spatele farului. Așa? Nu. Suntem la două. Deci degeaba ai bați că n-ai cum să treci de ei. În ciuda ceea ce spui tu, eu aș mai avea o completare. Da. Cu care poți sau nu poți fi de acord cu mine. Eu spun da, arbitrajul lui va nu spune că a ratat. Nu, n-are nicio legătură. Nicio legătură. Se joacă din minutul 3. Din minutul 3 se joacă 11 la 10. Ok, eu știu. Nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează. Eu am prea mulți ani de fotbal ca să mai pot să fiu, să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu știu ce. Nu contează ratările. Era al meci. Da. Nu erau ratări. Meme, e foarte important. Mie mi se pare foarte important ca... Uite, asta este, dar mă rog. Ca lumea să-și dea seama, oamenii ăștia care se uită la noi, da, să primească un răspuns la întrebarea de ce face Feșnic așa ceva. Asta mi se pare cea mai eu importantă. Eu am să spun care e presupunerea mea. Așa, te rog, asta vreau. Presupunerea mea, vorbesc acum pentru Comisia de Disciplină, oamenii să ia fragmentul din emisiune, să nu se mai ia după ce scrie unul, că poate scrie unul ceva, altul altceva. E o presupunere, n-am nicio dovadă, habar n-am dacă este adevărat sau nu, dar eu cred că este
foarte, dă foarte bine pentru imaginea Federației Române de Fotbal ca un club condus în stilul în care conduce Gigi Becali Steaua, FCSB, să nu câștige campionatul. Eventual, chiar să nu participe în cupele europene, pentru prima dată în istorie, în istoria din 2003 încoace. Pentru că ba n-am avut antrenor cu licență pro, ba antrenorul cu licență pro a fost pus acolo doar ca să fie pus, ba acum a fost adus un antrenor cu licență pro obținut în altă țară, nu știu, presupun, n-am de unde să știu. Și atunci e foarte simplu de propagat de la un nivel spre bază, baza fiind, știu eu, corpul arbitru, habar n-am, nu știu. Ideea asta, pentru că altfel nu-mi explic de ce în prima etapă a play-off-ului ni s-a delegat Florin Andrei, am avut 3 penaltiuri. Toată lumea a recunoscut. Știi ce frumos e când toată lumea, știi cât de frustrant este ca să vezi că toată lumea recunoaște, da, dumne, au fost, într-adevăr, au fost. Dar nu s-au dat. Așa? Iar acum, ce s-a întâmplat, încă o dată spun. Înainte, deci tu-ți imaginezi, înainte se fura pentru că nu se televiza. Și oamenii își permiteau chestia asta. Bă, uite, bă, ce să fac? Eu îl ajut pe ăsta, nu-i ziua ta azi. Păi ne întoarcem în trecut. Doar că acum se televizează și ce este cel mai grav, există arbitraj video. Există arbitraj video. Iar cel mai bun arbitru și omul în care au toți încredere și nimeni n-are nimic de spus dacă este delegat el, este trimis în țările arabe. Da, pentru că avem parteneriat. Arbitrii, avem parteneriat, ce frumos, dar n-ar trebui să avem un parteneriat ca să fim arbitrați cum trebuie în România. Am ajuns să arbitrăm Al Haznaș sau mai știu eu ce, parcă altfel îi spune, Haznaș, habar n-am. La fel. La fel. Nu se poate. Adică asta este inacceptabil, inadmisibil, doar că echipa care este de departe cea mai importantă, echipa fotbalului românesc, spun asta, vorbesc după Revoluție, de ce? Pentru că a propus cei mai mulți jucători la echipele naționale, mereu, și acum, tot noi avem cei mai mulți jucători la echipele naționale, cel puțin la prima echipă. A adus cei mai mulți bani în conturile fotbalului românesc până la urmă, din vânzări de jucători, din participări în cupele europene, are cea mai mare audiență, într-un recent sondaj a fost clasată prima cu distanță foarte mare de urmăritoare ca număr de suporteri, această echipă este martelată sistematic de cine vedem cu toți. Da, da, că odată e Cojocaru, altă dată e Chivulete. Apropo, îmi rezum scuzele. Am spus că dacă e Chivulete în Giulești, nu avem nicio șansă. Cu Feșnic mă gândesc că n-are cum să-și pericliteze cariera. Dar nu și-o periclitează. Probabil că e pe un trend ascendent și va merge și va arbitra extraordinar în Europa și probabil că va și elimina jucători. Dar n-am văzut nicio intrare de genul ăsta și văd foarte, foarte multe meciuri. Credeți-mă, multe meciuri de la toate nivelele le văd. Înainte de a lua o pauză publicitară, după pauza publicitară vorbim și de retragerea lui Gigi Becali, ca așa a anunțat. Vreau să întreb și pe tine, Vio, cum ți s-a părut arbitrajul? Sile, chiar dacă sunt legat sentimental de Rapid, în cont că mi-am încheiat cariera acolo, ultimul an și jumătate l-am jucat în Giulești, e clar că trebuie să fiu echidistant și corect vis-a-vis de maniera de arbitraj a lui Feșnic. Dar de fapt nici nu știu dacă a fost Feșnic sau Șfeșnic până la urmă. Greu de făcut diferența și poți face confuzie, pentru că denumirea este aproape similară. Paradoxal, până la urmă, Sfeșnic a făcut diferența. Dar, fiind un obiect de cult și folosit în biserici ca suport pentru lumânări, te așteptai să lumineze și să păstreze așa, să păzească calea. Până la urmă, a păzit, într-adevăr, calea Rapidului. Și-a luminat calea Rapidului, dar de partea cealaltă, pentru FCSB, într-adevăr, s-a stins lumina și a blocat calea spre titlu, maniera lui de arbitraj. Revenind la Feșnic,
nu cred că acesta, sau mai bine zis, până la urmă, cred că, nu știu, ceva s-a întâmplat cu acest om. Era poate sub influența fenomenelor paranormale vis-a-vis de maniera de arbitraj. Hai să luăm o pauză publicitară, o să ne întoarcem, discutăm despre, continuăm discuția pentru că e important și de asemenea mi s-ar părea important să aflu dacă se poate face ceva, pentru că asta, senzația asta de neputință a cluburilor în raport cu cum să spun, cu federația, cu eu senzația asta. Ai văzut ce a făcut, cu ce răspuns a venit Vasaras? Că e foarte orgolios. Vorbim imediat. Dar nu a scris un articol și a venit cu răspuns. Dar răspunsul ăsta n-a conținut nimic referitor la meciul de aseară. Absolut, ne întoarcem. Ne-am întors în studio alături de Meme Stoica și de Vio Moldovan. Bun, Meme, Gigi Becali anunță astăzi retragerea din fotbal. Evident, fiind al 10-lea anunț de retragere din fotbal, lumea nu crede. Poate fi al 10-lea, dar din moment ce părăsește funcția... Am mai zis că se retrage, dar n-a părăsit funcția. El mai părăsise atunci când cu scandalurile. Odată cu... și s-a întors, da. Aia a fost altceva, aia a fost de mult. Ca să nu intre la comisii. Da. Dar a părăsit funcția? A părăsit funcția. De ce? Nu știu, și-a prezentat demisia sau cum? Nu știu, habar n-am. S-a prezentat demisia. Deci, vor fi... Nu știu exact cum se... care e procedura, dar... Că va trebui să fiu votat sau nu știu. Și tu îi vei lua locul? Păi n-ai văzut. Păi eu am văzut, adică tu ai fost informat că îi vei... Vorbit azi noapte după meci. Și el a decis? Mi s-au oferit funcția și am acceptat-o. Și funcția, noua ta funcție va fi care? De? Președintele Consiliului de Administrație. Ok. Vezi că am venit la cămașă, deja. După ce... Ai mai venit la cămașă și alte dăți. Când nu erai, la Champions League, dar nu la cămașa elegantă, asta e cămașa de președinte de Consiliul de Administrație. Și după ce voi schimba și schimb și scaunul, că n-am cum să rămân pe scaunul ăsta pe care l-am acum la birou, atunci o să vin și cu cravat. Credeam că de asta zici, credeam asta că fii cu vreun jilț pe aici. Nu mă fă să bârfesc recuzita. Vesile, eu de-aia tot îmi pun cravată. Tu ești gata, tu ești gata, președinte. Președinte Comitetului de Administrație, cineva, nu știu. Da, stai un pic. Ce înseamnă? Ce va însemna? Adică el a zis, domne, mă las, ies, nu mai vorbesc, nu mai fac, nu mai drag. Înseamnă că nu se mai bagă deloc la echipă? Exact. Nu se mai uită la meciuri. Ar putea să se bage la echipă fără să se uite la meciuri? Să dea primul 11, ar putea oricum. Primul 11 niciodată nu i-a dat. Tot timpul s-a discutat despre primul 11, cum se discută la absolut toate echipele din... Pentru că primii 11 nu poți să-i dai, că nu știi cum s-au antrenat jucătorii, nu știi că poate unul nu e... Poate unul e accidentat, poate unul... Deci nu s-a pus problema. Am înțeles. Deci nu se mai uită la meciuri și tu vei fi nou președinte al clubului cu puteri... Nu fac schimbări. Cu puteri de plin... Nu faci schimbări? Eu am alt stil. Eu toți antrenorii cu care am lucrat și am lucrat cu mulți antrenori, pot confirma faptul că aflam 11-le în ziua meciului. Că până am venit la Steaua nu interesa pe nimeni 11-le nostru. E adevărat. Dar așa mi-a plăcut să mă... Dar hai să luăm următorul scenariu. Da. Care, bine, e fotbal, dar nu e neapărat imposibil. Etapa următoare, voi câștigați la Craiova, șep și bate pe Farul. Da. CFR Cluj, nu știu, zi tu scorul, oricum nu e neapărat. Dar pentru asta ar trebui să avem o oglindă, să trecem prin ea și să ne întâlnim cu pălărierul nebun, cu... Asta e țara minunilor. Nu există așa pic, lasă-mă și pe mine. Lasă-mă să fiu eu nebunul de serviciu. Păi de știu, ce dar trebuie să... Dacă vrei să-ți răspund la întrebarea asta, trebuie să mă las să dau un telefon. Să-l sun pe Johnny Depp. Nu merge. Nu, eu credeam că sunt pe Gigi Becali, că întrebarea mea era dacă își revine, adică dacă revine la sentimente mai bune. Nu, pe Johnny Depp. Tot Gigi. Numărul iau de la...
Traducea. De la, numărul iau de la Ioniță, de la Clejan și ajung la Johnny Depp. Bun. Deci nu crezi în scenariul ăsta, în varianta asta? Nu. Bun. În care parte nu crezi? Că bate Șep și pe Farul sau că bateți voi la Craiova? Că bate Șep și pe Farul. Aia nu crezi? Nu cred. Ok. De, voi sunteți au din cursa pentru titlu? Așa consider eu. Bun. 25 de milioane prețul cerut de Gigi Becali în momentul de față pentru clubul ăsta. Ți se pare un preț, nu știu, mare, mic? Înțeleg că sunt deja cumpărători. L-am văzut pe Dumitru Dragomir că vrea să-mi mergă 25. Nu. Înțeleg că sunt deja cumpărători. Vorbesc în cunoștință de cauză. Și că se negociază vânzarea pe bune a clubului? Nu știu asta. Știu că ar fi oameni dispuși să ofere suma respectivă. Tu te-ai vedea în clubul ăsta fără Gigi Becali? Nu. Nu? Nu. De ce? Pentru că eu de mult vreau să ies din club. Și ți-am spus asta în particular. Am peste 30 de ani și e arhi-suficient. Nu mi-am propus niciodată să fiu conducător de club peste 30 de ani. Sunt cel mai vechi, o să ajung și cel mai bătrân. Deja, uite, am barba lui Moș Crăciun. Nu mai pot. Mi-e greu. Ieri mi-a fost foarte greu. Ieri am avut o reacție prostească în tribună la Rapid. Mă certam ca prostul cu oamenii, degeaba. Și chiar îmi prezint scuze celor cărora am răspuns. Te-ai certat cu oamenii? Da, mă rog, a fost o ceartă în care s-a terminat foarte repede. A fost chestia asta cu... Pentru că efectiv mi-am pierdut controlul când am văzut că Feșnic nu le elimină pe Onea. Era exact în fața noastră, adică am stat la 10 metri de fața respectivă. Dacă erai pe bancă, ce ai fi făcut? Că n-ai fost pe bancă. E Pintili și tu nu mai poți să stai pe bancă pentru că e Pintili acolo. Nu știu. Aș face și eu cum am făcut cei de la CFR cu juniori. Au refăcut faza aia offside-ului. Să vedem și noi. Să iau și eu un junior, unul mic. Avem mulți juniori, cât Onea, nu-i problemă. Și să văd cum aș reacționa. Dacă erai pe bancă, dacă, la meciul ăsta și vedeai intrarea respectivă, pentru că am văzut toată banca. Tocmai asta spun, o să iau un junior care seamănă cu Onea și o să îl pun să intre la într-un dummy din ăla, într-un manechin, că nu pot să-l pun să intre într-un fotbalist, că poate să-l omoare, și o să văd cam cum aș reacționa. Valeriu Argăseală își va prezenta demisia din comitetul executiv? Așa cred. Mâine vom avea o discuție pe tema asta. Am înțeles. Că Gigi Becali, din ce înțeleg, i-ar fi interzis. I-ar fi zis, domnule, nu te mai duci în comitet executiv în semn de protest. Ori nu se duce, ori demisionează. Nu știu ce se întâmplă. Ce puteți face voi, club? Noi nu putem să facem nimic. Noi nu putem să facem absolut nimic. Pentru că mai mult decât să spui ce se va întâmpla înainte de meci, iar oamenii se comporte exact bine, mă, hai mă să vedem dacă... Pățim noi ceva dacă îi lăsăm să vă băcelărească? Nu se poate face. Ce să face? Să jucăm cu banderola albă? Să întârziem începerea meciului la Craiova? Astea sunt niște chestii. Da, aveți vreo soluție? Astea adică niște voi... chestii puerile. Nu, dar nu e pueril, pentru că, vezi, mie mi se pare așa, că se întâmplă următorul fenomen. Sunt foarte mulți, l-am văzut și pe Neluțu Varga, dacă se plângea după meciul de la Constanța. Vă plângeți pe bună dreptate, voi, cred. Vă plângeți voi, se plânge Adrian Mititelu de ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Botoșaniu. Dar nimeni nu face nimic. Păi, Iosif, hai să vedem. Adică îi cereți demisia lui Chiros Vasaras, de exemplu, pentru faptul că... Hai să vedem noi dacă i-am cere demisia lui Chiros Vasaras, dacă Burleanu ne-ar băga în seamă. Nu, dar crezi că dacă nimeni nu face nimic concret, crezi că se poate întâmpla ceva, se poate schimba ceva? Dacă noi cerem demisia lui Chiros Vasaras, o să fim acuzați de xenofobie, probabil. Nu cred că... Nu se știe niciodată. Ok, și cu tot riscul. Adică eu întreb pentru că mie mi se pare că sunt multe discuții, așa, pe lângă subiect, și foarte puțin care sunt soluțiile, care sunt variantele. Dom'le, nu ne place Vasaras, pentru că în trecut, când erau români... 100% unora le place, că nu poate să ne mulțumească pe toată lumea.
Tu ai spus de 3 cluburi din 16. Eu cred că astea sunt cluburile nemulțumite. În rest, nu cred că e cineva nemulțumit. Ca să-i ceară demisia lui Vasaras. Dar niciunul din cluburile astea nu-i cere demisia lui Vasaras. Dacă el crede că... Toate... Ok, ai dreptate. Doar că toate cluburile de Liga 1, sau aproape toate, au cerut în mod expres să pice regula U21. Da. Și... Tot de acord, i s-a dat peste nas, e același lucru se va toate întâmpla. Schimbările... Iar eu vreau, că tot sunt atât de inovatori și de, știu eu, au o viziune pe care noi, oamenii de rând, nu înțelegem, să vedem câți jucători născuți între 1 ianuarie 2000 și mai mici, până în 31 decembrie 2001, deci cei care acum sunt eligibili U21, dar nu vor mai fi din vară, câți vor mai juca? Da, asta întreba, vreau să văd, câți vor mai juca. Bună, dar eu mă întorc la subiect. Pentru că mie mi se pare că nu poți să miști lucrurile dacă nu iei inițiativă într-un fel. Nu se pot mișca lucrurile. Dacă toată lumea stă și nimeni nu cere nimic și doar constată și ne supărăm, că vă supărați și pe bună dreptate te superi pe Feșnic. Da. Pe bună dreptate te-ai supărat la Arad, la meciul cu UTA. Normal. Și nu spuneți avem, niște nu, lucruri. Nu avem pârghii. Ok. Vio, crezi că se poate schimba, ar trebui schimbat Vasaras din punctul de vedere? Ți se pare un bun președinte de comisie? Măcar tu, că tu ești independent. Tu nu ești... Tu nu păi ești... tocmai de asta, de ce să... Nu. Îmi dau eu cu părerea de subiectul ăsta. Nu știu, într-adevăr, au fost multe probleme de când este președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor. E clar. Acum, cine va judeca și va analiza modul în care a condus, poate ar trebui să se implice mai mult și să ia anumite decizii. Da. Așa cum ți-am spus. De ce trebuie să mă agit eu? A, tu nu trebuie să te agiți. Dacă cluburile nu se agită, dacă cluburile îl votează pe Răzvan Burleanu în unanimitate, nu există niciun om care să nu fie, să fie nemulțumit. Bun, și dacă erau 7 inși... Era o diferență, meme, de la așa se începe. Am fost protest... noi împotriva, am fost cu Lupescu, pentru numele lui Dumnezeu, am fost cu Lupescu, am ieșit și am spus clar, noi suntem cu Ionuț Lupescu, a fost un mare jucător, un om în care avem încredere. A râs Burleanu de Lupescu. Și de noi, de toți. Și după aia ce să faci? Pe cine să votezi Sile? Nici nu mai știu cine s-a prezentat. Dacă au fost, că au fost de ăștia care își mai fac un pic de reclamă, că nu s-a prezentat niciun contracandidat serios. Da. Ce vrei să facem? Dacă ar fi fost, știu eu, Giga Popescu, da, mergeam cu el până în pânzele albe, normal. Da. Dacă Giga Popescu a spus că nu e normal ce a făcut Feșnic, el fiind direct implicat în lupta pentru titlu, cu șanse reale și chiar probabil că va fi președintele noii campioane, atunci ce mai e de spus? Mulțumesc, domnilor! Da, o să se mai discute, dar părerea mea, greșesc, îmi asum greșeala asta, nu sunt un om din interior, nu știu cum funcționează sistemul, dar mie mi se pare că oriunde în lume, ca să se întâmple ceva, trebuie să existe o scânteie, trebuie să vină cineva și să facă ceva. Dacă lumea doar constată și nu face pași într-o direcție? Tu ai perfectă dreptate. Dar atâta timp cât noi, un club care aduce 10.000 de oameni la un meci și care a adus sute de milioane de euro în țară, avem tot atâta putere în adunarea generală a Federației Române de Fotbal ca Gloria Lunca Cermei sau nu știu cum se zice, cam așa e situația. Sau ca AJF... Ia Lomița. Hai să vedem ce se întâmplă în Voluntari Petrolul. Mulțumesc mult, domnilor. Rămâneți cu noi, prieteni. Începe meciul. La sfârșit, minutul 91, sigur, se va discuta și la minut despre situația asta, despre, evident, și despre meciul Farului cu CFR Cluj. Sunt multe, evident, de comentat atunci. Mulțumesc. Rămâneți cu noi.